Va avea loc prima ediție a Zilelor Comunei la Șovarna. Primarul Comunei, Constantin Prundeanu, organizează pentru prima oară Zilele Comunei. Localnicii cât și mehedințenii se vor putea bucura de un spectacol pe cinste. Începând cu data de 8 septembrie și încheiindu-se cu data de 9 septembrie, va fi sărbătoare mare în comuna Șovarna. Primarul comunei, Constantin Prundeanu, și-a dorit ca locuitorii comunei sale, cât și cei care o vizitează, să se poată bucura de prima ediție a Zilelor Comunei și de un spectacol pe cinste, întrucât acesta a dorit să asigure toate necesitățile pentru ca Zilele Comunei să se poată desfășura cum se cuvine. Este prima ediție a Zilelor Comunei, care o organizăm pe data de 8 și 9. Avem organizat Hora Satului, care va fi organizată pe stadion aici, chiar va fi scena pentru acest spectacol. Spectacolul va începe cu formația Carmen Cantonieru, care va cânta cu Cristi Păduraru, iar la ora 11 vom avea invitat prietenul nostru, primarul de la Baia de Aramă, pe Ionuț Tudorescu. A doua zi vom avea organizat cu școli din zona Muntelui. Va fi Cireșu, Ponoarele, Izverna, Bala, Șovarna, un spectacol al copiilor între ora 11 și ora 3. Iar după ora 3, formația Danubius, cu cântăreții renumiți, vor cânta pe această scenă, urmând ca formația acustică a lui Giurgion să continue acest spectacol. Iar la ora 12 noaptea va fi un foc de artificii care va încheia Zilele Comunei Șovarna. Vom avea invitat și fica satului nostru, o mică cântăreață, Zina Bărdeanu, și alți invitați care vor participa la această zi. Sperăm că această zi va fi o zi frumoasă pentru locuitorii Comunei Șovarna și va fi o distracție pentru toată zona de munte și tot județul Mehedinți. Primarul Constantin Prundeanu s-a gândit și la cei mici, care se vor putea bucura de atracțiile speciale aduse pentru ei. În timp ce copiii se vor bucura de topoganele aduse, părinții vârstnici, cât și cei tineri, vor putea savura bucatele pe alese ascultând muzică de calitate. În prima seară de distracție și voie bună, artiștii Carmen Cantonieru și Cristi Păduraru vor deschide distracția, iar deodată cu lăsarea serii va fi prezent un invitat special, primarul orașului Baia de Aramă, Ionuț Tudorescu. În cea de-a doua zi, distracția va începe dis de dimineață cu mici interpreți de la multiple școli din zona Muntelui, precum școlile din comuna Cireșu, Ponoarele, Izverna, Bala și Șovarna. Iar începând cu ora 15, ansamblul Profesionist Danubius, format din Anica Ganțu, Angela Magheru, Ionela Bădălan, Luiza Maria Isuf, Daria Duță, Andreea Ciortan, Mădălina Neagoie, Andreea Nicolai, Beatrice Ciotârlă, Andrada Gianu, Medana Pârjean, împreună cu profesorul lor, Marian Magheru, va încânta cu un spectacol pe cinste, urmând ca formația Autentic Ion Giurgi să încheie programul muzical. Zilele Comunei Șovarna se vor încheia cu un frumos foc de artificii. Toate meritele se acordă primarului Constantin Prundeanu și Consiliului Județean, fără de care localnicii și mehedinții nu s-ar fi putut bucura de muzica, bucatele și distracția pe cinste pe care primarul Comunei Șovarna le-a organizat. Această manifestare nu ar fi posibilă fără primarul Comunei Șovarna, Constantin Prundeanu, un om al comunității, pentru care nevoile cetățenilor și bunăstarea acestora sunt pe primul loc de mai bine de câteva decenii. Așadar, vă așteptăm un număr cât mai mare la Zilele Comunei Șovarna în data de 8 septembrie până pe 9 septembrie, pentru a ne putea bucura în număr cât mai mare de această sărbătoare în Comuna Șovarna, județul Mehedinți.